Cei care aveți Biblie la dumneavoastră, să le deschideți în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, de unde vom citi câteva versete. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din un de lemnul vostru, că ni se sting candelele. Amin. Vreau să preocupăm locurile și să medităm în această dimineață la una dintre cele mai grave probleme ale creștinismului de astăzi: lipsa de ardere, lipsa de pasiune, lipsa de dăruire înaintea lui Dumnezeu. E păcat că trebuie să te duci la un meci de fotbal ca să vezi pasiune. Sau dacă vrei ca să vezi cum îți primiți unii cântăreți când îi așteaptă în ploaie sau în frig mii de oameni, zeci de mii, sute de mii de oameni și îi pasionați pentru ceea ce fac. Am ajuns la concluzia tristă că astăzi are diavolul mult mai mulți pasionați decât Dumnezeu. Și trebuie să percepem cu toții că e dureros să știi că se sting încet, încet candelele, se face noapte. Eram într-o seară, numai cu vreo 15 ani, mi se pare, m-am dus să duc niște prieteni mei care n-aveau mașină, s-au dus la o nuntă. Și m-au rugat cu mine să mă duc, zice: nu stă mult, pastore. Uite, nuntă în sat era la vreo 30 de kilometri de Beiuș. Și venim, ne ducem înapoi, ne ducem, dăm banii, îi pupăm, pentru că zice, ăștia e nuntă din lume. Bun, m-am dus cu ei. N-am reușit să mă duc până acolo unde era nunta, m-am oprit în sat mai jos. Era întuneric, nu era luminat, ca la România. Am văzut o casă, în schimb, cu foarte multe lumini aprinse. Erau lumini în toate camerele aprinse și era lumină în curte, tot era luminat. Nu cred că era un bec. M-am dus și am parcat mașina, așa s-a nimerit să parchez mașina în față. Mă gândim, ăștia au ceva chef aici. Dar apoi mi-am dat seama că era liniște extraordinară. Nu era nimeni. Și stând eu în fața porții, apare un bătrân din casa aia mare. Și zice: domnul, ce, nu vă supărați, nu parcați mașina aici. Zice: în fața ușii mele. Vă dați seama, noaptea la 12, 1, nu știu cât era. Nu parcați în fața porții mele, zice, că eu am lăsat poarta deschisă. N-ați văzut că e deschis? Bă, da, văzut-o. Dar zice: mi-aștept să vină copiii acasă. Dar ți-o spus că vin prunci acasă? Da, zice, mi-a spus că vin prunci acasă în seara asta. Și am aprins luminile, zice, să vadă că nu dorm. Deci era numai singur acasă, bătrânul. N-avea pe nimeni, toate luminile aprinse în casă. Și acum mă încurcam și eu, că dacă ăla venea în viteză mare cu mașina, când se intre în casă părintească, tăc, barieră. Stătea sectarul, măi, hai să mut mașina acolo. După vreo jumătate de oră și-a început să mai stingă din ele. Ăștia nu mai veneau de la nuntă, mor, cred că le-a plăcut până la urmă. Eu, bătrânul, lui nu-i veneau prunci acasă și s-o gândit până la urmă că e scump curentul. Și tot o stins din ele. Când am plecat de acolo, mă aveau numai becul în camera lui, probabil. Atât. Cred că asta s-a întâmplat și noi, că zăbovesc. Zăbovește Hristos să vină și mai stângem din becuri. Am ajuns și obosiți. Foarte obosiți mulți dintre noi. Ne-am obosit și sfințenia te obosește. Câteodată. E greu într-o lume în care nicio minunie nu ține 3 zile să fii neobosit o viață și să urmezi pe Domnul. Zice că la cină fiecare trebuie să cerceteze pe sine însuși.
Ce marea noastră problemă atunci când trebuie să punem rigla pe noi, pe fiecare. Pentru că aici nu trebuie să mă... Nu trebuie să-mi fie nici măcar milă de tine. Știți cum e aici? Până la urmă, cine nu e altceva decât scapă cine poate. Și și pocăința. Ne îndemnăm unii pe alții. Ne îndemnăm unii pe alții. Dar nu voi fi vinovat pentru că ție pe ureche ți-a intrat și pe alta ți-a ieșit. Până la urmă, în exercițiu de ascultare tot în viață. Și până la urmă fiecare pentru el. Da, mi-ar place să știu că toată familia mea e mântuită. Dar eu nu-mi pot mântui prunce. Nici Hristos nu-i poate. Dacă ei nu vor, nici Iisus nu-i poate. De aici vor pleca oameni nemântuiți în dimineața asta. De aici vor pleca oameni nemântuiți și de seară. Pentru că nu vor. Nu pentru că nu poate Dumnezeu să-i mântuiască. Aveți câte o candelă în mână. Aveți grijă să nu se stingă. Candela aceasta, una dintre ele, e cea a progresului spiritual. În Tesaloniceni, Pavel scria că Domnul, zice, mi se pare în capitolul 1, 3, Domnul să facă să creșteți tot mai mult în dragostea unii față de alții. Românul crede că dragostea este o chestie care vine toată sau de fel. Nu e adevărat. În totul se crește, în dragoste. La noi e o chestie descrescătoare la români. Îmi iubesc soția cu toți neuronii la început, nu? Și pe aceea, și cu tot ce am, cu toată chimia din mine, după care, zice, lucrurile se constâng parcurs. Aș prefera să iubiți mai puțin când vi soția mireasă și să o iubiți mai mult când are diabet. Aș prefera să vă iubiți soții mai mult când mai puțin când au freza întreagă și să iubiți mai mult atunci când au și burtă. Ca să nu zic și chelie. Cele două ciume vin împreună. Ciudată. Trebuie să progresăm. Trebuie să progresăm în dragoste, spune la un moment dat, creșteți în harul și cunoștința Domnului Iisus Hristos și aici trebuie să cunosc mai mult din El. Nu pot avea mai mult pe El, dar pot cunoaște mai multe despre El. Mai citesc un verset astăzi. Sunteți oameni care ați venit în țara aceasta pentru că n-ați vrut să rămâneți acolo. Părinții voștri, culmea, folosesc telefoane mobile. Aveți mame care au cont pe Facebook. Părinții voștri deja s-au digitalizat. Și culmea, noi toți vrem să creștem în tot ceea ce privește pământul acesta. Dar nu vrem să creștem în dragoste și în har și în Hristos și în pocăință. Acolo, zice biserica în România, stați așa cum am primit toți. Trebuia să stai la boi. Trebuia să stai tot cu divoli și să arc. Ce? Adică ai tractor. Am frate bătrân să urcă într-un tractor din la Volvo, aer condiționat, pune toflea, fericit, 30 de brazi de spate. Lat, face o autobandă, o ară odată. Dar nu, el cum am primit? În rest. Nu dă seama că biserica din România a murit exact din cauza asta. Vorba unui frate zilele acestea, că el n-are nimic, el se ducea la vot. Dar el n-are nimic cu homosexuale. Da, mă, frate, dar dacă era vorba de sodomiți, mă duceam. Nu înțeles bine termenul. Zicea Mihail Neamțu când a întrebat-o pe o femeie, pe o bătrână, mergi duminică la referendum? Nu, mergi duminică la referendum, zice, mă duc la Avrig. Nu înțeles chiar bine ce localitate e referendumul ăsta. Ea avea drumul ei. Avem drumurile noastre.
biserica stă pe locul ei, biserica ortodoxă, le-a înghețat cădealnițele mâini la preoți zilele astea. Așa au rămas. Și dați seama că nu mai ascultă biserica nici de popi. 2000 de ani de stagnare. 2000 de ani în care ne-am băgat între ziduri și n-am mai progresat. Totul în jurul nostru se mișcă, totul progresează, totul capătă noi contururi. Nimic din ce a fost astăzi n-a fost. În urmă cu o săptămână, cu o lună, cu ani de zile. În 25 de ani eu trebuie să schimb de 10 ori teologia. Să o adaptez la, nu adevărul lui Dumnezeu. Ăla nu se schimbă și nu se negociază niciodată. Dar metodele sunt diferite. Cine s-ar fi gândit în urmă cu 20 de ani că avem de-a face cu problemele acestea în biserică? Cine? Momentul în care eu l-am dus în urmă cu câțiva ani de zile și am spus, măi, oameni buni, ne lovim de probleme. Ce face cu fecundarea in vitro? Nu se putea în urmă cu câțiva ani de zile. A fost pentru noi o problemă pentru păstori. Am avut la vot, la botez, da, domnule, o botezăm, femeie frumoasă, soră de-a noastră, dă-i dăm drumul. Și vine și îmi spune înainte cu 200 de zile, știți, pastor, eu înainte am fost bărbat. Nu m-a învățat nimeni la școală lucrurile acestea. Numai nu vreți să progresați spiritual. Noi aici, aici am crescut, bătrânii noștri aici au crescut, noi astea sunt problemele noastre, stați acasă! Jur în jurul nostru confruntări de tot felul în care trebuie să creștem. Știi, un psalm, mai este ceva mai încolo, mai citești o pagină, mai documentează-te, mai vezi cum l-am putea sluji pe Dumnezeu mai bine. Acum, aici, stăm cu capul tors, cum am făcut odată, ce am cântat odată, ce am trăit odată, cum am gândit odată, atunci erați atunci când Israel era copil, zice, Dumnezeu gândea ca un copil. Și noi, zice Pavel, când am fost copii, am gândit ca un copil. Acum, gata, am crescut. Am crescut sau ar fi trebuit să creștem? Stagnarea înseamnă moarte. Vă povesteam despre o dată un trip de tătari, undeva în Caucaz, nu erau mulți, vreo 600 erau. Niște principii fantastice. Am citit într-o carte despre, gândiți-vă numai, tătarii respectivi, întotdeauna scriau numele pe săgeți. Când trăgeau câte o săgeată în cineva și o împlânta în tine, te uitai, de la diță. Altfel mureai. Bă, știai cine te-a înțepat, mă? Așa, bârfe, din astea. Dacă ai ceva să spui, vino aici în față, bă, fratele meu. Nu anonim, povești, treburi. Scrieți numele pe săgeată. Și tot tătarii din tribul acela aveau cel mai groaznic blestem care l-au învățat. Pe mine mă blestemă mulți. Și de mamă, de tată, și de creștere, și de tot ce... De cristianiță mă blestemă atunci. Și spun, domnule, nu avem în biserică, nu avem baptistier. Bun. De toate am primit blestem. Și cum se blestemau tătarii ăia? Cel mai groaznic blestem de sub soare era acesta. Să rămâi mereu în locul acesta. Ăsta era blestemul lor. Știți că ei migratori, se duc în stânga, în dreapta. Și blestemul lor cel mai mare era ca să rămâi mereu în locul ăsta. Nu există blestem mai spurcat decât acesta. Să rămâi mereu aici. Să nu cumva să faci un pas și încă unul, să rămâi mereu aici. Ți se pare că ai făcut un lucru extraordinar. Doamne, uite, mâinile mele sunt curate. La sfârșitul vieții tale vei zice, aici am stat. Știu, zice Dumnezeu, curate și goale. N-ai adus nimic. Doamne, ajută-ne să creștem. Să creștem în toate privințele. Evangelizarea. Cum au știut-o bătrânii noștri? 100 de ani am făcut evangelizare în ianuarie. O săptămână. Nu ne-am dat seama de fapt că trebuie să ne ducem pe la ei. Că trebuie să ne ducem în stânga și în dreapta. Că trebuie să găsim noi metode, să-i aducem în biserică. Că trebuie să le facem bine. Că trebuie ca să le... Trebuie, cum spunea o soră, zice, pastore, zice, trebuie ca să mă gândesc mereu cum să aduc oamenii la biserică. Și acum, care e ideea nouă care ți-a venit? Zice, acum
mi-a venit ideea ca să dau la, să pun în practică tot ce am aruncat ca idei ultimii 20 de ani. Bun. Ăsta e lucru mare, a început să crește. A început să crește. Creșterea spirituală, să nu mai fim purtați de orice vânt de învățătură, să nu mai fim purtați de orice lucru, pentru că lumea aceasta evoluează. Mă simt așa unui ca un poștaș. Știți poștașii ăștia? Să duc totul cu geanta și să duce și aruncau scrisorile pe vremuri. Știți de ce aruncau scrisorile peste gard? Pentru că oamenii locuiau tot în locul ăla. N-aveau probleme. Poștașul și peste 20 de ani știa că Vasile e acolo, la numărul 14, știa că Maria e la numărul 12 și putea arunca scrisorile. Astăzi oamenii se mută continuu. Poștașul n-are nicio șansă. Și mă duc, de exemplu, și fug după generația aceea pe care am prins-o în tabere și m-am dus acolo și eu ca poștaș duc Evanghelia, că asta e scrisoarea noastră care trebuie să le ducem. Și când ajung în fața casei lui, bat la ușă, mă, nu-i mai acolo. Și atunci ce fac cu el? Zic, slavă Domnului, mi-am făcut datoria, am venit cu scrisoarea și nu am fost acasă, nu-i vina mea. Asta trebuie să faci ca poștaș. Nu. Ca poștaș te duce înapoi la poștă și îl cauți pe om și spune, nu-i acasă, nu-i la numărul 12. Și îl căutăm până îl găsim, o, între vecinii. Unde s-a mutat omul ăsta? Păi zice, s-a mutat în două străzi mai încolo și s-a dus la bloc. Și îl caut până îi duc scrisoarea. Generația asta nu stă. Generația asta de tineri care acum, ăștia se mută într-o clipă în alta. Eu trebuie să fug după ei. Nu mă mulțumesc, v-am spus odată și gata. Asta spui la copilul tău, nici vorbă. Al doilea lucru, a doua candelă care trebuie ca să rămână aprinsă în viața noastră este candela respectului. Dumneavoastră trebuie ca să țineți candela aprinsă a respectului față de Dumnezeu. Să-L respectați. Știți ce spunea Isaia? În momentul în care l-am văzut pe Dumnezeu în splendoarea Lui, am văzut heruvimii și serafimii strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Zice, Isaia n-a mai putut să mai zic nimic. Am căzut la pământ și a spus, Doamne, sunt un om, vai mie, că sunt un om păcătos. Ne-am pierdut respectul față de Dumnezeu. Zice Dumnezeu, dacă mă numiți tată, de ce nu vă comportați cu mine ca și cu un tată? Dar cum ne comportăm cu părinții noștri? Aici e marea problemă. Dumnezeu vorbea în urmă cu 3000 de ani să ne comportăm. Atunci tata era tată. Nu te așezai la masă până nu s-a așezat tata prima dată. Nu mâncai până nu mânca tata și cerea binecuvântarea prima dată. Tata le făcea pe toate. Tata te aducea pe lume. Tata te îmbrăca. Tata îți purta de grijă. Tata te însura. Tata te ajuta și îți lăsa pământul și nu mișcai în fața tatălui. Acum tata nimeni nimic. Pentru că ani de zile te-a crescut maică-ta zicând că taică-tu e prost. Ani de zile soțiile noastre n-au făcut altceva decât să sape temelia în care tata nu e altceva decât un tip care nu se adaptează. Tata e un om slab. Am crescut într-o lipsă de respect față de părinți. La 34 de ani stăteam drept în fața tatălui. Mă gândesc, Doamne, dar bătrânul ăsta e în putere așa acum. Știți când a încetat tata să mai umble după mine cu câte un par? Nu știu dacă am spus la ceva prietenii mei. Bătrânul nu mai vedea, dar nervos era. Nu știu ce am făcut într-o zi. Nu, căsătorit cu copii, pastor, o hotărât să rezolve problema între mine și că eu să tranșeze cu un baros. Și bătrânul a venit dintr-o viteză foarte mare spre mine cu barosul, fără să vadă sârma de la haine întinsă. Nu era nicio haină pe ea. Era o sârmă din aceea foarte puternică. În momentul ăla când o plecat cu toată viteza, sârma nu a vrut să plece chiar. O ceda vreo 2 metri. Și pe aceea l-a făcut pe tata praștie, l-a trimis. Cum a plecat din... Dumnezeu mi-e martor. O plecat în mormânt peste câțiva ani de zile, tot nu știut ce s-a întâmplat în ziua aceea. Și nici eu nu i-a spus că a fost sârmă de la haine.
Tata a știut că Dumnezeu a spus, bă, vezi că ăsta e pastor. Așa l-am lăsat. Câteodată e bine să nu răspunzi la toate întrebările. Nu și-o dat seama de sârma aia nici acum. Tata-i tată, mă. Deci purtați-vă cu Dumnezeu cu respect. E tată. Tatăl nostru care ești în ceruri. Precum în cer, așa și pe pământ. Tată. Dați-i slavă pe care o merită. Dați-i cinste pe care o merită. Dați-i întâietate pe care o merită. Dar asta trebuie să începeți de la părinți. Nu veți putea respecta pe Dumnezeu niciodată câtă vreme nu vă respectați părinții. Spunea un prieten al nostru care s-a pocăit, din ăsta a fost înainte, nu, cum să zic, scriitor sau cum să numesc, poeți. Zicea că a venit o femeie la el și a zis la echipa lui, ei nu se ocupau de lucruri din astea, dar ea nu știa. Zice, domnule, vă 200 de mii de euro dacă omorâți pe mama. Zice, doamne, n-am mai auzit lucrurile astea până acum. Da, să rup nasul vreunuia sau să aduc rusul dacă suntem, dacă e nevoie de mai mulți. Dar nu mamă. Dumneavoastră, pe ce lume sunteți? Mama dumneavoastră bună sau vitregă? Bună. Păi cum e bună dacă vreți să omorâți? Dați mie, gândiți-vă unde am ajuns. Asta e, iubiților, trebuie o nouă abordare. Știți, în fiecare an primesc un verset de la Domnul. Știți care a fost versetul care l-am primit anul acesta la 1 ianuarie? Scoateți încălțămintea din picioare că pământul pe care stai e sfânt. Avem un Dumnezeu care poate rezolva lucrurile cu noi în câteva minute, dacă vrea. E sfânt Dumnezeu. Nu vă bate joc de sfințenie aceasta. Vă povesteam despre masoreți. Masoreții transcriau Biblia. Scriau câte o Biblie ca surorile noastre, caietele cu cântări, unul cu 50 de ani. Și masoreții, de câte ori ajungeau să scrie cuvântul lui Dumnezeu, înainte de scrie cuvântul Dumnezeu, se băgau într-un butoi cu apă să se purifice. Și iar se ridicau din butoi și iar începeau să scrie. Și dacă într-o zi trebuia să scrie, mai ales în Vechiul Testament, unde apare de multe ori cuvântul Dumnezeu, dacă de 30 de ori apărea cuvântul Dumnezeu în locul acela care trebuia să-l transcrie, de 30 de ori intra în butoi. De ce? Fiți sfinți, zice Domnul, că și eu sunt sfânt. Aveți de face cu un Dumnezeu care ține universul în mâna Lui. Și noi toți suntem niște purici înaintea Lui. Nimic. Tot ce valorăm, valorăm prin Hristos. Nu lăsa să se stingă candela aceasta. Nu lăsa să se stingă Duhul lui Dumnezeu, candela Duhului Sfânt în voi. Lăsați-o aprinsă. Pentru că nu există mai mare binecuvântare decât să știi că nu mai ești în control tu. Și te controlează Duhul lui Dumnezeu. Nu știu cum să vă explic. Pavel nu reușește să explice decât în analogie cu băutură. Eu știu că am trecut pe acolo. Și știu ce vrea să spună Pavel. Numai cine a fost beat de nu se putea ridica de pe scaun poate să înțeleagă ce vrea să spună Pavel. Nu fiți plini de băutură, ci contrapune, fiți plini de Duh. În momentul în care te-ai ridicat în picioare, vrei să faci un pas, dar nu-l puteai, că băutura te oprea să faci pasul ăla. Care aveai în cap, băutura din cap. Voiai să te pleci și nu puteai, pentru că băutura nu te lăsa. Dar băutura te mâna puțin la dreapta. Băutura te mâna puțin la stânga și zice Pavel, erați fără cârmă, da, fără cârmă. Așa trebuie să fiți plini de Duhul lui Dumnezeu. Voi să încercați să vă duceți spre dreapta, dar Duhul Sfânt nu zice, stânga! N-ai cum să înțelegi umplerea cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, până când nu încerci să faci ceva și vezi că nu mai e putere. Atunci te înfricoșești și zici, aici ești, te simt. Înseamnă că vrei să faci altceva.
înseamnă că vrei să mă duc altundeva, înseamnă că vrei să vorbesc altceva, înseamnă că vrei ca să mă căsătoresc cu altcineva, înseamnă că tu îmi duci pași acolo, vă duci închisă, o închis-o nasul meu și știu, Duhule Sfinte, mulțumesc că e închisă. Înseamnă că nu trebuia să intru pe ușa aceea. Îți mulțumesc că nu m-am putut ridica nici azi din pat. Înseamnă că tu nu vrei să mă las să-mi port pașii spre păcat. Îți mulțumesc că am pierdut banii aceia. Înseamnă că ai vrut să mă ții legat doar de tine. Îți mulțumesc că o reușit performanța oamenii aceștia să mă inoculeze iar cu prostia asta de a mă încrede în ei. Îți mulțumesc că mi-ai rămas tu singurul sprijin. Îți mulțumesc că mă duci și mă aduci și mă porți și mă mâi și mă adui. Dar lăsați Duhul lui Dumnezeu să ardă în voi. Nu există bucurie mai tare decât să ai călăuzire, mai mare decât să poți răbda. Spune cuvântul lui Dumnezeu că i-au băgat în cuptor pe cei trei și nu i-a ars. Știți de ce? Răspuns de copil de la școala duminicală. O zis că de aia nu i-a ars focul pe cei trei în cuptor, pentru că focul din ei era mai tare ca focul din cuptor. Asta e răspuns de copil de 6 ani. Focul din ei mai tare ca cel din cuptor, aleluia! Focul ăsta îmi doresc să-l aveți. Focul acela care te călăuzește, care te mână, care te adună, care îți dă dragoste, că numai Duhul lui Dumnezeu te poate face să iubești pe neiubit, pe ăla pe care te calcă în picioare, pe ăla care te rupe, pe ăla care te vorbește de rău. Numai Duhul lui Dumnezeu te mai poate face ca să râzi sau să zâmbești și să fie din interiorul tău. Când te întâlnești cu unul care te-a călcat în picioare, numai Dumnezeu te poate ține drept într-o lume de cocârjați. Numai Duhul lui Dumnezeu îți poate da viață într-o lume de morți. Mă ridic și astăzi în picioare, mă duc, mai este o zi. Mai este o zi. Vei mărturisi cu putere pe Hristos când ai Duhul Sfânt în tine, spunând, Domnule, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. Asta am. Duh am, Duh îți dau. Bucuria pe care o am eu, ți-o dau și ție. Sau cum spunea tatăl ăla despre fata, mi-a stricat fata pe pocăiților, nenorociți, m-a înnebunit-o, mă. Eu o bat și ea cântă. Gândiți-vă ce nebunie. Eu o bat și ea cântă. Vreau să înțelegeți că n-aveți voie ca să atunci iubești mai mult Biblia și citești Biblia. Citiți cuvântul lui Dumnezeu că face parte din marea candelă Duhului lui Dumnezeu. Sfințește Tată prin cuvântul tău. Cuvântul tău e adevărul. Am fost într-o biserică și am zis către ei, vă rog frumos, în numele lui Iisus Hristos, să spuneți cei care n-ați pus mâna pe Biblie în ultima lună. Puteam să zic și în ultimul an. M-am speriat când am văzut că 3/4 din biserică nu au avut treabă cu Biblia. Dacă nu vorbești cu iubitul inimii tale, despre ce dragoste vorbiți voi acolo? Despre ce căsătorie vorbiți voi cu Hristos, care v-ați unit una împreună cu Hristos, dacă voi nu-i citiți cuvintele și voi nu comunicați cu El? Despre ce dragoste vorbiți? Citim totul, toate știrile, citim tot ce se întâmplă, toate prostiile, citim tot. Suntem specialiști într-o grămadă de lucruri. Și nu mai citim Biblia. Nu mai citim cuvântul lui Dumnezeu, care ne vorbește, care în fiecare zi vrea să ne spună ceva. Îmi spune Biblia. Biblia îmi spune ce-i drept. Știți de ce s-a falimentat în România cu referendumul? Pentru că oamenii nu mai au încredere în preoți și în pastori. Întrucât ei ne citind, ani de zile le-au spus preoții, să nu citiți Biblia, lăsați că o citim noi pentru voi. Și vă dați seama de fapt că cuvântul preotului și a pastorului nu e infailibil. Dar dacă oamenii aceștia ar fi citit Biblia, nu mai era nevoie să-i convingă nimeni. Erau convinși direct de Dumnezeu și nu mai aveau nevoie să-i ducem noi la referendum cum i-am băgat în colectiv în urmă cu 60 de ani. Nu-i mai treaba noastră ca să le spune la oameni să dea zeciuială. Dacă el citește Biblia, că dacă zic eu de aici, ce bă, să vrea să se îmbogățească pe seama mea, mă. Am fost într-o biserică în Germania săptămâna trecută, mi-a spus unul dintre păstorii de acolo, biserica de unde au plecat, 180 de membri
și la colectă 70 de euro. În ziua cinei. Sper că Dumnezeu nu vrea banii noștri. Nu, mă. Să știi că nu vrea. Te vrea pe tine, mă. Cu tot ce ai. Dumnezeu nu vrea banii tăi. Te vrea pe tine. Punct. Cu tot ce ai. Cu mașina ta, cu familia ta, cu sănătatea ta, cu viața ta, cu tot. Că totul e a Lui. Dumnezeu zice, uite, îți las ție 90%. Puteam să iei-o pe toți. Faptul că poți merge cu picioarele acestea și n-ai nevoie de un cărucior cu 10.000 de lire. N-ai nevoie să te ducă alții în brațe și să te spele, să te schimbe și să facă o grămadă, să te simți mizerabil. Nu. Dumnezeu e bun cu noi. Cuvântul acesta o lipsit din mâna și inima românilor. Uite ce ravagiu a făcut. Ei nu citesc Biblia. Nu au treabă că le spune popa. Le-a spus-o acum. Biblia asta îmi spune mie ce e drept. Și Biblia asta îmi spune mie că nu sunt drept. Și că trebuie să mă îndrept. Biblia asta îmi spune mie cum să mă păstrez drept după ce am văzut că nu sunt drept și că trebuie să mă îndrept. Biblia îmi spune cum să mă îndrept. De unde să aveți călăuzire dacă nu citiți Biblia? Să nu se stingă candela sacrificiului la voi. Și vreau să vă spun că Abel a adus jertfă lui Dumnezeu, zice, uitați cum zice Biblia, din oile întâi născute și cele mai grase. Va trebui să sacrificați pentru Domnul, să vă doară sacrificiul. Oile alea slabe, mâncați-le voi. Lui Dumnezeu dați-i cei mai buni în viața voastră. E dureros că îi dăm ultimii ani din viață. Îi dăm Parkinsonul, Alzheimerul nostru, îi dăm ce mai rămas din viață. I-am dat la satana toată tinerețea noastră și dăm lui Dumnezeu cocârjele noastre. Îi dăm lui Dumnezeu resturile banilor noștri, îi dăm lui Dumnezeu resturile a focurilor noastre, a arderilor noastre de tot. Vai de noi dacă nu ne costă jertfa aceasta dată lui Dumnezeu. Vai de noi dacă nu vom înțelege că nu ușor, spune Biblia, legați cu funii vita pentru jertfă. Vita nu vine niciodată singură. Este ceva noi, vita asta în interiorul nostru, vițica asta care nu ne lasă să jertfim, care trebuie trasă cu funile, că aia nu venea la altar, că venea preotul cu cuțitul și să vie zâmbitoare ca Milca. Nu! Vaca aia o punea rezistență. Jertfa aceea trebuia trasă cu funile la altar. În momentul în care vorbești cu oamenii în biserică că trebuie să facă ceva, dintr-o dată simt că ceva e legat în interior. Trebuie trasă funea. Frate zice, nu simt. Păi dacă n-ai tras funea aceea, ce să simți? Ai vrea să vină? Nu vine, de la niciunul. De la niciunul dintre noi nu vine cu bucurie. Hai să mai facem o colectă dimineața asta. De la nimeni nu vine cu bucurie ideea, mergem mâine dimineață și fiecare dintre noi ne legăm astăzi, vom posti în fiecare miercuri, până când Dumnezeu ne dă un alt spațiu. Vom face evangelizare și fiecare dintre noi va vorbi obligatoriu cu un om o săptămână și îl aducem duminică aici. Nu vine direct. Trebuie tras. Trebuie tras de fune. Și astăzi și mâine mă scol dimineață cu un sfert de oră. Mama e dimineață. Așa am hotărât să mă trezesc cu un sfert de oră mai devreme decât mă trezeam până acum, să am cu un sfert de oră mai mult părtășie cu Domnul. Mă, nu vă vine să credem, nu pot sta în picioare, mă. Ei, sfertul ăla de oră, nu contează. M-am culcat și mai devreme, m-am culcat la 10. Înțelegi, nu se culcaseră greierii, încă mai erau vreo doi care mai aveau ceva cântări, ceva dueturi. Mă culc eu și totuși dimineața legăți cu fulie jertfă, că nu merge altfel. Vrem să avem rezultate mărețe la prețuri de low cost. Dragostea ostenește de multe ori, să știți. Biserica primară vorbea puțin și făcea minuni multe. Noi astăzi vorbim mult și facem și noi minuni astăzi. N-ați auzit, zice, ce-a făcut? E vremea vorbitului mai puțin și facerii mai mult și vreau să închei, să nu uitați niciodată de candela veșniciei, zice că a pus în om Dumnezeu chiar și gândul acesta al veșniciei. Chiar și gândul veșniciei. Dumnezeu l-a pus în noi. Femeia a venit după mine
cu ei cinci copii de care vă povestesc înainte. Și din, de acolo, din pădure, din toată se deschide o poiană și vezi așa vreo 10 km de toamnă. Deci n-am văzut în viața mea, am umblat în toată lumea, dar privelește că aceea n-am văzut de frumoasă. De acolo, de la casa aceea din pământ, totul era deschis. Cerul. Știți cum era cerul? Parcă era un fel de, să vă explic, nu știu cum să vă spun, ca o șaormă, nu. Era mai multe culori. Un fel de prăjitură Petre Roma în pădos. 7 nuanțe. 3 nuanțe mai mari și 4 mai mici. Am poză făcută. O să-mi iau ăștia, să o pună screensaver. În viața mea imagine ca aia. Erau toamna 7 feluri de frunze. Și m-am gândit, raiul. De aici și încolo era eu, la care zice doamna cu care a fost, veniți mai în spate, raiul începe de aici, cu ei cu tot. Vreau să vă spun că dacă nu avem în noi gândul veșniciei, că plecăm de aici, ratăm duminicile astea, că ați putea să stați acasă, nu vă mai chinuiți. Dar fără veșnicie nu se poate face nimic. Avem 3 candidați până acum la botez. Am avut 4. Dar unul a murit. A murit. A vrut să facă botezul în seara asta, dar a murit între timp. Nu mai apuca. Dacă nu porniți cu gândul veșniciei, lăsați o baltă. A venit un grup mare de martori de la Iehova și a spus, am fost o celulă de martori. Duminica trecută la noi la biserică. Am fost o celulă de martori de la Iehova. Și l-am găsit pe Dumnezeu cel adevărat și vrem, pastore, să ne încredințați o lucrare de făcut. Vrem să deschidem o biserică și noi umblăm, pastore. Noi deschidem că am fost învățați din casă în casă, din portă în portă. Și am zis, ce v-a lipsit acolo? Am crezut că o să spună botezul, o să-ți ne-a lipsit veșnicie. Gândul veșniciei. Gândul că suntem veșnici acolo cu Hristos. Deci știți ce eroi fără Iisus Hristos? Zic, știu, am experimentat și eu de câteva ori și de când sunt pastor. Vreau în dimineața aceasta să vă fie dor de cer. Eu am zis că dacă nu reușește referendumul, că eu deja eu am avut, mie că mi se zbate ochiul stâng, eu îmi cunosc poporul, nu trebuie să se zbată nimic. Îmi cunosc poporul. Le-am spus fraților, emigrez în Albania. Ați auzit de Albania? Au șosele mai ieftine ca noastre. Acum fac autobenzi mai ieftine ca noastre. Și am zis, băi, când am văzut, zice nevastă, mi-a trebuit să te duci în Albania, toată mă, umblau să mă trimit în Albania după luni dimineața. Un dezastru era cu mine acum. Și am zis așa, nu mai trebuie nimic, nu mai duc nici în tu Albania. Cu orice chip vreau să ajung, cu orice chip, târâș, cu orice chip, la învierea din morți. Dacă o fi să mor, dacă o fi să mor. Dar eu nu cred că o să mor. Eu cred că numai dintr-o dată mă uit și o să văd că se schimbă totul în mine. Așa m-am gândit zilele astea. Dispare burta. Așa mă gândesc eu. Da? Eu am dreptul să-mi imaginez cum gândesc, cum mă imaginez. Fiecare și imaginează cum vrea. Un păr frumos, așa. Aripi cu frații mei, cât sunteți? Românii, hai, lăsați-l de referendum, hai să plecăm de aici. Așa mi-a cinez plecarea. Numai că n-apuc să mai zic nimic, că zice că într-o fracțiune de secundă, într-o clipă, a 25-a parte dintr-o secundă, plecăm. Veșnicie. Asta e veșnicie. Asta e veșnicie. Cetățeni împreună cu sfinții, oameni în casa lui Dumnezeu.
Abia aștept să văd din cer mutra englezilor, să văd cu cine mai lucrează ei. Asta-i. Cine le mai face lor curat pe casă, cine le mai bagă lor material în betonieră. Cel mai mare tun pe care o să-l tragă românii, asta va fi, plecăm de aici. Și rămâne și tot faceți pe referendum ceilalți. Dați ce legi vreți. Faceți ce vă taie capul, dacă vă taie. Dar pe noi lăsați-ne să plecăm, pentru că ne-o chemat mirele. Noi punem de nuntă acolo sus. Haideți să ne ridicăm în picioare. Urmează să avem cina. Urmează să ne rugăm pentru cei amărâți, pentru cei triști, pentru cei ce au probleme, pentru cei ce au suferințe, lovituri, amărăciuni. Dar înainte să rezolvăm problema de luna trecută, cel de-al patrulea candidat a murit, a plecat direct la cer la judecată. Acum nu-i treaba noastră să știm ce face Dumnezeu cu el, e treaba lui, că noi acum suntem aici vii cu vii, nu suntem noi judecătorul nimănui, noi judecăm noi robii lui Iisus. Mai este cineva dintre dumneavoastră pe lângă cei trei, nu în locul mortului, ci în locul tău, că nu pentru el, ci pentru tine faci. Mai este cineva care vrea de seară să fie îmbrăcat în haine albe și să simtă din seara asta că îi cresc aripi pregătite pentru spor? Este cineva care tot a amânat nenorocirea asta de viață și-a amânat botezul și nu știu nici de ce, că asta e, că dacă întreb nu știu nici de ce. Este cineva în dimineața aceasta care vrea de seară să fie împreună cu ceilalți la botez? Deci nu spun să te predai Domnului și vezi tu când te mai botez. De seară la botez am întrebat. Că eu nu știu dacă tu mai ai vreme de botez. Pentru ea că cel de-al patrulea nu mai a avut. Un minut stă la dispoziție și biserica în duh începe să se roage. Dacă ești, vii aici în față. Pentru că vreau să mă rog pentru tine. Dacă vrei din această zi să te întorci la Dumnezeu. Biserica se roagă. Dacă vrei, începând de astăzi, să nu mai amâi nimic din ceea ce e important în viață. Dar importantă este mântuirea. Nu banii, nu tinerețea, nu măritișul. Domnul să te binecuvinteze, vino aici în față. Unde noastră rugați. Să vă rugați, zicea Duhului Dumnezeu, tu zi numai că eu convinc, eu Duh să convinci. Domnul să te binecuvinteze și pe tine. Continuați să vă rugați, toată biserica, ceilalți o puteți uita dacă vreți, dar membrii bisericii noastre se roagă toți.